All I am and all I know is you. Jess Glina, ai ascultat la 42 de minute peste ora 17. Sens unic se întâmplă chiar acum pe București FM 98,3. Eugen Vrabie sunt eu, aici este Capitala, aici suntem împreună, evident, și ne desfășurăm activitatea. Și am ajuns în punctul acela important al emisiunii în care trebuie să spunem salut, Liviu Zorilă. Bună seara, salutare! Și ni se și răspunde. Liviu Zorilă este fondatorul asociației Edit și el împreună cu asociația din care face parte, pe care de altfel a și fondat-o, a pus la cale un proiect online de prim ajutor. Primul, de altfel, din România, este în parteneriat cu IGSU și cu sprijinul DSU. Liviu, poftești să ne oferi mai multe detalii despre acest proiect care mi-a captat atenția? Cu cea mai mare plăcere! Să vă spun câteva vorbe despre proiect în mare. Campania se numește Leapșa pentru viață și este, într-adevăr, este prima campanie online de prim ajutor făcută până acum la noi în țară. De ce am vrut să o facem online? Da, pentru în primul rând, stai un pic, înțeleg de ce online, pentru că este perioada aceasta, cred că ăsta este răspunsul scurt, dar pe mine mă interesează ce nevoie aveam noi românii să știm să acordăm prim ajutor. Păi, dintre toate țările Uniunii Europene, cred că noi avem cea mai mare nevoie să învățăm să acordăm primul ajutor, pentru că suntem pe ultimul loc la acest capitol. Ah, ok. Deci, cam asta ar fi prima nevoie. În al doilea rând, 90% dintre români nu știu să acorde primul ajutor, ceea ce, iarăși, din punctul meu de vedere, este o nevoie. E incalificabil, din păcate. Am văzut foarte multe filme în care oamenii acordă prim ajutor, fie că e vorba despre presiunea aceea care se pune cu mâinile pe piept, resuscitare, da, fie că e vorba despre manevra Heimlich, dacă nu mă înșel. Poftim? Da, în nec, manevra așa, Heimlich. Da. Trebuie să recunosc că nu am nici cea mai vagă idee cum se realizează procesele astea și îmi este rușine și mă bucur că se întâmplă chestia asta. Nu e niciun fel de problemă, nu e singurul. Nici eu nu aveam habar să acord prim ajutor până acum 2 ani, când am început să facem aceste proiecte. Și nici unul dintre invitații noștri care apar în acele clipuri nu știau să acorde prim ajutor la momentul când ne-am întâlnit. Dar, până la urmă, ăsta e scopul campaniei, să reușim să învățăm cât mai mulți oameni să acorde primul ajutor. Pentru că sunt două probleme. Una, oamenii nu știu să acorde și cealaltă problemă, le e frică să intervină. Din diferite motive, să nu facă rău, să nu fie amendați, să nu fie judecați. Sincer să fiu, cred, dacă nu deții informația așa cum trebuie și dacă n-ai avut ceva practică, cred că este mai bine să nu intervii, pentru că poți face rău dacă faci o metodă de resuscitare neconformă, nu? Ei bine, cei de la ISU au transmis prin noi și noi ducem mai departe acest mesaj, nu există să nu intervii. Intervii pentru că viața unui om depinde de tine în acele momente. În cel mai rău caz, poți să, nu știu, în cazul resuscitării, de exemplu, poți să rupi un os. Un os se repară. Da, o viață de om nu se mai întoarce niciodată înapoi. Corect. Și atunci asta este principiul pe care pompierii salvatori merg. Interveniți când există posibilitatea. Dacă nu știi ce să faci, în cel mai rău caz, suni la 112, lași telefonul pe speaker și te îndrumă cei de la telefon cu ceea ce ai de făcut la respectivul accident sau, mă rog, la respectiva intervenție. Da. Ce altceva vreau să mai spun? Noi ne-am dorit să facem această campanie online și să abordăm acest subiect. Este un subiect extraordinar de serios și este o situație extraordinar de gravă, dar ne-am propus să abordăm acest subiect într-o notă umoristică, dintr-un scop foarte, foarte simplu, dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că ne dorim să ajungem la cât mai mulți oameni din cât mai multe bule sociale și cea mai rapidă metodă de a atrage interesul este, credem noi, este umorul în cazul de față. O figură cunoscută, o glumită, o chestie care te face să ții minte. Pe lângă, dacă ați văzut clipurile, știți despre ce vorbesc. Pe lângă faptul că fiecare are câte o glumiță pe alocuri, scopul e ca la sfârșit să ții minte și ce să faci în cazul în care trebuie să acorzi manevra Heimlich sau să resuscitezi o persoană care este conștientă sau inconștientă, sau dacă ne tăiem sau ne ardem sau tot felul de probleme. Am abordat în această campanie mai multe situații și mai multe manevre de prim ajutor, nu doar resuscitarea. Ai fost pus vreodată în viața reală în fața acestei situații? Din fericire pentru mine și pentru alții, nu mi s-a întâmplat niciodată până acum. Sincer să fiu, recunosc că
Nu aș vrea să fiu vreodată pus normal, în această situație. Nimeni nu cred că își dorește, nici medici. Cred că nimeni nu își dorește asta, dar acum știu că aș putea să contribui și eu cu ceva acolo. Am cunoștințele acelea minime și asta vrem noi să facem, să transmitem cunoștințele minime. Extrem de importante. Spune-mi, după toată practica pe care ai avut-o în această campanie de oferire a primului ajutor, care metodă ți se pare cea mai grea sau ce situație ți se pare efectiv infernală? Nu, ceva ce nu ar trebui să se întâmple sau ceva în care chiar ți-ar fi frică să acționezi? Acum, după ce am asistat la fiecare training în parte pentru fiecare metodă, pot să-mi dau seama de un lucru. Nu e absolut deloc greu să acorzi primul ajutor. Indiferent că e vorba de resuscitare sau că e vorba de un pansament pentru arsură sau pentru tăietură, nici măcar manevra Heimlich nu e deloc grea. Deci, cumva asta a fost surprinderea mea. Faptul că durează foarte puțin să înveți. Okay. E foarte ușor de ținut minte și e foarte ușor de aplicat. Adică, la fel ca și tine și ca mulți alți ascultători, probabil, îmi imaginam și eu că e ceva complicat pe care doar un doctor, niște metode pe care doar un doctor le poate aplica. Nu, nu este deloc așa. E ceva la îndemâna oricăruia dintre noi. Da, cu puțină practică putem învăța, deci, ușor. Deci aveam o frică de necunoscut nefondată. Categoric, este o meteahnă socială, i-a spune, și asta este lucrul pe care vreau neapărat să-l transmit și încerc să fac asta peste tot. Interveniți când vedeți o situație de urgență. În cel mai rău caz, sunați la 112, lăsați telefonul pe speaker, transmiteți acolo toate detaliile de la fața locului și o să primiți îndrumare prin telefon, în cazul în care, plecând la premisa că nu știți să faceți absolut nimic. Da, corect. Bun. Hai să revenim la campania aceasta de oferire a primului ajutor Leapșa pentru viață. Spune-mi exact în ce constă, cum se procedează și ce pot face oamenii să participe. E foarte, foarte simplu. Noi am creat 7 clipuri cu 7 actori, vedete, influenceri, blogeri, rapperi, comedianți. Deci oameni, până la urmă, da, oameni cunoscuți, dar oameni care au o viață normală, cotidiană, dacă vrei așa. Adică nu sunt supereroi. Sunt artiști. Categoric. Da. Categoric. Șerban Pavlu, Marius Manole, Andy Vasluianu, Teo, Costel, Deliric și mulți alții, da? Câțiva dintre ei. Așa? Ok, deci sunt 7 clipuri. 6. Da. Și mâine urmează să iasă ultimul clip, cel de-al 7-lea, okay. Iar numele este simplu, Leapșa pentru viață. Tot ce trebuie să facem noi, sau mă rog, cei care ne ascultă, e să dea un share mai departe cu scopul de a ajunge la cât mai mulți oameni. Da. Aceste spoturi au un minut, sunt făcute scurt și la obiect, tocmai cu scopul de a nu plictisi și de a atrage atenția. Foarte important, ascultătorule, în momentul în care vrei să dai share, trebuie să fii vizionat măcar o dată clipul, da? Categoric. E foarte important, deci nu dăm așa share pe NV, trebuie să și învățăm ceva din campania Leapșa pentru viață. Unde pot fi găsite clipurile? Unde dăm share-ul? Cum dăm share-ul? Clipurile pot fi găsite pe pagina de Facebook, Asociația Edit. Okay. Pot fi găsite și pe YouTube, la fel tot pe Asociația Edit sau pe Instagram. Este de ajuns să dați un hashtag Leapșa pentru viață și cu siguranță le veți găsi. Ok, bun, deci practic n-avem cum să nu dăm de ele, sunt disponibile pe toate rețelele importante de social media, Facebook, YouTube și Instagram, Leapșa pentru viață și fii atent în momentul în care dai un share, hashtag Leapșa pentru viață ca să dai campania mai departe și să fie indexată ea acolo frumos. Liviu, felicitări pentru campania asta, mi se pare extraordinar de importantă și vorbesc cât se poate de serios. Este necesar ca oamenii să știe să acționeze, să dezvoltăm chestia asta de intervenție asupra unei situații sau într-o situație, să nu stăm nepăsători pe margine cu telefonul ridicat încercând să facem mai multe views pe live-ul nostru de Facebook, ci efectiv să acționăm. Cum ai recomandat și tu, extrem de important, dacă nu ești stăpân pe situație sau dacă consider că ai nevoie de un plus de ajutor, ceea ce nu este absolut deloc o rușine, sună la 112 și cere mai multe informații operatorilor de acolo, pentru că în mod clar te vor ajuta, dar e bine să vizionezi aceste 7 clipuri, un minut fiecare, deci înseamnă 7 minute, fără pauză publicitară între ele, din viața ta pentru a învăța cum să acorzi eficient primul ajutor. Campanie online. Liviu, mai ai ceva de transmis? Te rog frumos. Mulțumesc din suflet. Vreau să vă mulțumesc pentru felicitări și să spun că nu sunt
singuri și nu am făcut treaba asta singuri. Este o campanie pro bono și am trecut prin foarte multe lucruri ca să reușim să facem treaba asta și vreau să mulțumesc în mod special lui Milo Simulov, regizorul care a creat toate aceste spoturi și a fost creierul din spatele lor, și cât și celor de la IGSU și DSU care ne-au ajutat și ne-au sprijinit cu sfaturi, logistică și pompieri, și am avut la dispoziție tot ce ne-a trebuit ca să putem să facem o treabă profi. Logic. Și ca informația din clipuri să fie oficială, nu doar plăcută ochiului. Categoric și corectă. Exact. Foarte important de menționat, fii atent, o să citesc ceva din comunicatul vostru de presă. În cazul accidentelor rutiere, jumătate din decese au loc în primele minute de la impact. De aceea, primul ajutor este esențial pentru o persoană rănită. Subliniez faptul că se numește prim ajutor tocmai de aceea. Studiile specialiștilor arată că 70.000 de români decedează anual că nu primesc la timp și corect primul ajutor. Asta vrea să facă proiectul acesta, să reducă numărul exagerat de mare de decese din cauza lipsei de acordarea primului ajutor. Mulțumim mult, Liviu Zorilă, fondatorul și președintele de altfel al asociației EDIT. Repet, încă ceva. Da, te rog. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mulțumesc în mod special și celor de la Șuie Paparude, care ne-au dat acordul să folosim coloana sonoră pentru inimi, dar și nimerit cumva, Leapcea pentru viață și melodia pentru inimi. A fost foarte important pentru noi și ne-a ajutat foarte mult. Exact. Mulțumim și noi celor implicați, mulțumim ție pentru ideea aceasta și pentru modalitatea în care a fost realizată. Repet, Leapșa pentru viață, de găsit pe YouTube, pe Facebook sau pe Instagram. Vezi clipurile, sunt 7 la numărul minut fiecare, dă un share cu hashtag Leapșa pentru viață, dă informația mai departe, pentru că primul ajutor este esențial, extrem de important de altfel. Mulțumim mult, Liviu Zorilă! Mulțumim!